Început bun de an pentru Tesla. Acțiunile companiei au crescut după ce livrările din trimestrul al patrulea au stabilit un nou record. Toate așteptările pieței au fost depășite, iar Musk, evident, și-a manifestat bucuria pe Twitter. Acțiunile companiei au crescut cu 9% la deschiderea pieței de astăzi. Tesla a livrat în ultimele trei luni ale anului trecut 308.600 de mașini electrice, depășind recordul din trimestrul 3 de 241.300 de mașini, potrivit CNBC. În total, livrările pe tot anul s-au ridicat la 936.172 de vehicule, o creștere de 87% față de 2020, când a raportat primul profit anual înregistrat de companie. Analiștii de pe Wall Street anticipau că Tesla va trimite către clienți 267.000 de mașini în al patrulea trimestru și 897.000 în 2021. Livrările sedanului său emblematic Model S și SUV-ul Model X au reprezentat puțin sub 3% din livrările totale ale Tesla în 2021. Livrările Model 3 și Model Y s-au ridicat la 296.850 în ultimul trimestru din 2021 și 911.208 pentru întregul an. Tesla produce vehicule Model 3 și Model Y la fabricile din Shanghai și Fremont, iar modelele X și S în Fremont. La adunarea anuală a acționarilor Tesla din 2021, Musk a deplâns un an marcat de probleme în lanțul de aprovizionare, care au îngremunat obținerea de suficiente microchipuri și alte piese. Cu toate acestea, pe parcursul celui de-al doilea an al pandemiei globale de coronavirus, Tesla a reușit să mărească livrările de vehicule prin creșterea producției la prima sa fabrică din străinătate, cea din Shanghai, și prin modificări tehnice, astfel încât să poată renunța cu totul la unele componente. În special, Tesla a anunțat în mai că va elimina senzorii radar de pe vehiculele Model 3 și Model Y, construite pentru clienții din America de Nord. Aceste mașini se bazează acum pe un sistem bazat pe camere pentru a activa funcțiile de asistență a șoferului Tesla, cum ar fi controlul de croazieră reglat în funcție de trafic sau menținerea automată a benzii de circulație. Elon Musk are în continuare planuri ambițioase pentru Tesla. Șeful companiei dorește să crească volumul vânzărilor de vehicule electrice la 20 de milioane anual în următorii 9 ani. Pentru a atinge această țintă, constructorul vrea să înceapă anul acesta producția crossover-ului Model Y la noua sa fabrică din Austin, Texas, dar și la uzina de lângă Berlin. În ciuda progreselor la fabrica din Texas, Tesla a amânat planurile de a începe producția de mare volum a Cybertruck-ului său până în 2023. Compania domină acum vânzările de vehicule electrice cu baterii în SUA și în mare parte din lume, dar se așteaptă să piardă cota de piață globală pe măsură ce concurenții scot pe piață modele complet electrice. De exemplu, Toyota le-a spus investitorilor că va investi 35 de miliarde de dolari pentru a scoate 30 de vehicule electrice cu baterie până în 2030. Rivian a început recent să livreze pick-up-ul și SUV-ul său cu baterie electrică și Ford a încetat să mai facă rezervări pentru camioneta electrică F-150 Lightning după ce a primit 200.000 de comenzi. Totuși, vânzările Tesla sunt estimate să crească odată cu cererea generală de vehicule electrice, care este parțial determinată de reglementările climatice. Până în 2030, aproximativ 24% dintre vehiculele noi vândute la nivel mondial vor fi probabil complet electrice, conform previziunilor AlixPartners.